Noi suntem echipa surpriză la tine acasă și astăzi cineva drag mi-a trimis aici. Persoane care pe dumneavoastră vă iubesc și vă prețuiesc din toată inima. Cine ați bănuit? Cine cred? Copiii, așa ziceți? Nu bănuiesc pe nimeni altcineva decât copilași. Și dumneavoastră sunteți de acord cu doamna? Tot copilașii ziceți? Da. Fetele sau ginele? Fetele dumneavoastră, ginerele și... Da. Noi avem pentru dumneavoastră un tortulez, mă ajutați dumneavoastră, e regulă? Da, mulțumesc. Cu mare drag, pentru dumneavoastră avem un aranjament floral, dacă puteți să-l țineți, mulțumesc. Și o sticluță de vin, dacă puteți să-l țineți și pe aceasta. Dar că noi nu terminăm aici. Pentru dumneavoastră mai avem și o melodie și o să avem la final să vă transmitem și un mesaj. Haideți să auzim. Măicuță dragă, n-am cuvinte, mama scumpă, dar părinte, te spun cât de mult te iubesc, cât de mult te prețuiesc, mă. Azi-ți când și-ți mulțumesc, tată, ce mult te iubesc, mă. Dumneavoastră mai avem și un mesaj. Un mesaj care vine din inimă, cu multă, multă dragoste și recunoștință pentru dumneavoastră și spune așa: părinți minunați, suflete frumoase, ce ne-au îngrijit, a venit vremea ca și noi să vă ajutăm necondiționat cu tot ceea ce putem. Ne-ați dedicat viața și pentru asta vă mulțumim. Ori de câte ori veți avea nevoie de sprijinul nostru, chemați-ne și vom veni. Voi ne-ați crescut frumos și ne-ați dat cea mai aleasă educație. Ne-ați arătat drumul cel bun pe care să mergem în viață. Sunteți cei mai minunați, vă iubim cu drag, fetele, nepoțelul și ginerele dumneavoastră. Noi vă mulțumim și iubim.